În dimineața aceasta, cu riscul că timpul este destul de trecut și scurs, dar cu permisiunea voastră, pentru că am întârziat puțin, vreau să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a dat. El se găsește în Matei, în capitolul 26. Este un cuvânt care are de-a face, fraților, cu agenda noastră, dar și a lui Dumnezeu. Și mesajul, înainte ca să citesc câteva versete, se intitulează, așa cum v-am spus, Fiecare cu agenda lui. Și fac din nou mențiunea aceasta, datorită faptului că s-au întâmplat unele lucruri în ultimul timp, între noi și cu noi, și unii au avut întrebări. Dumnezeu vrea să ne răspundă și Dumnezeu în același timp, nu numai că ne răspunde, Dumnezeu ne dă cheia, așa cum am fost eu întrebat, să dau cheia. Și am zis, singura cheie care o pot da este în cuvântul lui Dumnezeu. Și unul zice cuvântul lui Dumnezeu că rugăciunea este cheia care deschide zăgazurile cerului și ascultarea este a doua cheie de cuvântul lui Dumnezeu care va aduce împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viețile noastre. Și am să vă citesc acum câteva versete, se găsesc în Matei, capitolul 26, începând cu versetul 1 și cuvântul Domnului spune așa. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, să știți că după două zile va fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa. Și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau, nu în timpul praznicului ca să nu se facă tulburare în norod. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit, Iisus l-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați? Și-l voi da în mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. La prima vedere, așa cum fac mențiunea asta de obicei, o istorisire a unor evenimente și în același timp atât adevăr se ascunde în ceea ce este scris aici. Pentru că, fraților, nimic nu a fost și nu este la întâmplare. Domnul Dumnezeu nu face nimic doar ca să fie făcut, ci toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, ascultați acum, sunt îngăduite de Dumnezeu, dar problema este că noi nu mai știm să alegem bine. Să ajungem să avem agendele noastre. Și problema cea mai mare este că până la urma urmei, dacă ai face lucrurile astea în afară, ar fi bine. Dar să vii în prezența lui Dumnezeu, în prezența oamenilor lui Dumnezeu, în adunare chiar, și să ai agendă personală, lucrurile astea sunt rele, nu sunt bune sau bine văzute de Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegeți un lucru. Primul lucru care vreau să vi-l scot în relief este următorul. Din el, prin el și pentru el, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt toate lucrurile. Adică, în centrul atenției noastre, în centrul tuturor lucrurilor, în centrul tuturor intereselor noastre, trebuie să fie Domnul Iisus. Pentru că vedeți dumneavoastră,
pionul principal din textul care l-am citit este Isus. Dar acum, fraților, aici să mai ascund câteva lucruri, pentru că n-a fost doar un singur om în tot ceea ce am citit, ci au fost mai mulți oameni involvați. Și vreau să înțelegeți că, la fel ca pe vremea respectivă, și în ziua de astăzi, sunt diferite tipuri de agendă și totodată de atitudini. Și vorbesc acum de poporul lui Dumnezeu. Fac mențiunea aceasta. Ascultați-mă. Noi n-avem de-a face cu lumea. Că lumea zace în cel rău, zice cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem de-a face cu noi, cu cei care suntem, sau zicem că suntem pocăiți, copiii lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, am făcut de dimineață mențiunea asta. Dacă noi ne pocăim, oamenii vor vedea lumină în noi. Dar dacă oamenii văd agende diferite în afara cuvântului lui Dumnezeu, crede că se vor pocăi? Și zice, eu am auzit pe unii spunând, zice, băi, eu să fiu sincer, mi-a spus cineva, eu sunt mai pocăit ca voi. Zice, eu îl cunosc pe cutare care fură. Eu îl cunosc pe la care, ascultați-mă acum, paranteză, eram în Arizona. Iar spun pe direct. La un moment dat, era o familie care venea la noi, Dumnezeu a trimis la noi în casă. Și noi am început să le vorbim despre Dumnezeu. Vă rog acum să fiți atenți la ce vă spun, că e important. Și am început să le spunem cum Dumnezeu lucrează și că noi am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu la un alt nivel. Și acum ascultați-mă, într-o zi l-am chemat să vină la adunare. Și au zis către mine în felul următor, auzi, tu mergi acolo la... Și m-a spus adunarea, zic da. Îl cunoști pe Cutărescu? Și zic da, îl cunosc. Zice, știi că e căsătorit, nu? Zic da. Dar știi că trăiește cu o femeie de la mine de la lucru? Eu când mi-a zis, vă spun sincer, mi s-a tăiat și vlagă și picioare și pofta de-i mai spune ceva. Și-o zis, zice, în fiecare zi o ia și o duce și merge cu ea și zice, într-o zi, ascultați acum, m-am dus și l-am luat de urechi și am zis, băi omule, dar tu ești, ascultați-mă, primul lucru, ești căsătorit. Doi, tu zici că ești pocăit. Și scuza omului respectiv, iertați-mă că sunt așa de direct. O zi zice, măi zice, să fiu sincer cu tine, nu mai place cum arată nevasta mea. S-o cam ramolit în ultimul timp și zice, asta e mai tânără, mai arătoasă și așa mai departe. Și omul a venit și mi-a zis, zice, mă, dacă astfel de lucruri se întâmplă la voi, ascultați, la mine, zice, la mine, în biserica care merg ortodoxă, nu știu să se întâmple lucruri din asta. Mai spune omului ceva de Hristos. Când el ți-a spus deja că cei cu care tu te însoțești au agenda lor personală și fac lucrurile în afara cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-i place. Și mai vreau să vă atrag atenția la câteva lucruri. Pentru că am zis că în cuvântul ăsta care l-am citit sunt mai multe tipuri de oameni, mai multe atitudini, mai multe alegeri și vreau să fiți atenți la câteva lucruri. 1. Îl găsim pe Iisus în centru atenției. După cuvântările lui Iisus, după ceea ce a vorbit el, el spune că după 2 zile se va întâmpla la Paști lucrul care se va întâmpla și apoi urmează un alt tip de oameni. Ăștia sunt preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, care s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, și s-au sfătuit. Totodată, când era Iisus, din nou, centru atenției, în Betania, în casa lui Simon Leprosul, avem și pe el, se apropie de el o femeie, cu vas de alabastru, avem femeia, când ea face gestul, cine a mai fost acolo? Ucenicii. Ei comentează negativ, Iisus intervine din nou și în sfârșit mai este unul care, ascultați-mă, este scos în relief, însemnat cu fierul roșu, dacă vreți, dintre ucenici. Și numele lui este Iuda. Toți oamenii aceștia sunt menționați aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vreau să înțelegeți un lucru important. Fiecare dintre ei avea un interes personal. Și o să ziceți, dar cum se poate așa ceva? Păi eu vă spun. Vreau să vă întreb mai întâi de toate. Erau toți împreună. Care era centrul atenției? L-am stabilit. Iisus Hristos.
Aveau toți aceeași atitudine? Nu. Aveau toți aceeași agendă? Nu. Aveau toți aceeași așteptare a lucrurilor cum să se întâmple? Nu. Nici vorbă de așa ceva. Iisus Hristos face un lucru important. Știți ce face de fiecare dată Iisus Hristos? Cuvântul Domnului ne vorbește și spune că acolo unde nu este descoperire, poporul este fără frâu. Hristos, primul lucru care trebuie să-l băgați de seamă este că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Așa e scris în cuvântul lui Dumnezeu. Hristos descoperă taine. El de fiecare dată când a fost în jurul unor oameni care au fost împreună cu el, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inima voastră? Așa a scris? Da, 100%. El acum a descoperit o taină și zice, uite, încă două zile și o să se înceapă ceea ce a fost vestit prin proroci. O spus adevărul? 100%. Acum vreau să vă întreb pe voi, când noi auzim adevărul, care ar fi primul lucru care ar trebui să ne intereseze? Hai să mă duc mai departe. Vine cineva și vă spune că au mers undeva hiking aici, au mers undeva pe niște dealuri și au găsit o mină neexplorată de aur. Și au intrat înăuntru și v-au adus două pietre de aur. Vă întreb pe voi, ce o să faceți prima dată? Să fugiți acolo repede, nu? Să ziceți, băi, dar mă duc și eu, auzi, nu-i nicio lege, nu oprește nimeni să intru, mă duc și iau cât e. Ei, cam așa a fost în prezența lui Hristos. Toți cei care au vrut să vină, au putut să vină. Și este și în ziua de astăzi la fel. Toți cei care vor să primească adevărul, să-l asculte și să-l cunoască, pot să vină. Problema este că alegem să avem agenda lui Hristos și să ne însușim sau să avem agendele noastre. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, fraților, că după ce Iisus spune că numai cei gata să se împlinească una dintre cele mai vechi profeții, care îl implică pe el în cuvântul lui Dumnezeu, primul lucru care a venit în minte la niște oameni să se strângă în curtea marelui preot, să se sfătuiască cum să-l prindă pe Iisus și acum ascultați cum să-l prindă. Cu vicleșug și să-l omoare. Am stat și m-am gândit și am zis, păi măi, poporul lui Dumnezeu, în ăștia care trebuia să reprezinte pe Dumnezeu, mai marii preoților. De acum am o întrebare pentru voi. Vreau să vă întreb pe voi. În ochii cui erau ei cei mai mari preoți? A oamenilor sau lui Dumnezeu? Păi nu-l descoperă și îl revelează Dumnezeu pe Iisus ca mai marele preot. Singurul mare preot care s-a născut vreodată. Și ăștia erau mari preoți în ochii oamenilor și în ochii lor. Nici de cum în ochii lui Dumnezeu. Și acum vreau să mai spun încă un lucru. Când adevărul e de partea ta, nu-ți trebuie vicleșug. Că adevărul, zice cuvântul lui Dumnezeu, te face slobod. Și oamenii ăștia vor să-l prindă și să-l omoare. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care sunt cele două lucruri care îl definesc pe Dumnezeu? Adevărul și viața. Da? Care sunt cele două care îl definesc pe cel rău? Vicleșugul sau minciunea, șmecheria, cum vreți voi, și moartea. De partea cui erau oamenii ăștia? Dar acum ascultați. Dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Auzi, măi, nu fac acum de față cu toți, să nu-i tulbur pe toți, lasă că lucrez eu cu șmecherie și tot ajung la ceea ce vreau eu. Pentru că eu am interesul meu. Eu vreau să mă ajung scopul. Și acum vă întreb, la ceea ce s-a întâmplat între noi, ați fi mirosit voi ceva? Vă întreb, ați fi mirosit? Haideți să vă spun acum ceva ce nu v-am spus. Acum e timpul să vă spun. În martie am primit două telefoane și niște texte, niște mesaje, SMS-uri, cum vreți să le spuneți. În care am fost întrebat niște lucruri. Și eu, dacă răspundeam într-un anume fel, lucrurile se duceau departe de mult. Și am luat cuvântul lui Dumnezeu și am început să scriu. Pentru cine e interesat, vă pot arăta mesajele. Și am spus, ferice de cei
Care? Ferice de cei? Și am spus, ferice de voi când oamenii vă vorbi de rău și vor spune tot felul de lucruri neadevărate, zice. Suferiți mai bine ceea ce vi se spune și nu e adevărat, că suferiți pe drept, adică, iertați-mă, pe nedrept. Dar dacă voi faceți cum cântă stânga și dreapta, numai ca să vă meargă bine, n-ați rezolvat nimic. Și am vrea să vă spun un lucru care o să vă șocheze. Am scris toate versetele, nu mă intru acum în ele, eu v-am parafrazat să nu vă dau prea multe informații. La sfârșit, după ce am scris toate alea, pentru că mi s-a pus întrebarea următoare, zice, băi, dacă sunt voia Domnului, de ce sufăr atât? Auziți? Și la urmă am scris un mesaj, fraților, Matei 26, versetul 50. Prietene, ce ai venit ca să faci? Fă. Și ascultați-mă, m-a pus Dumnezeu să scriu de două ori. Fai ce s-a enervat persoana pe mine. Pe cum mă faci Iuda pe mine? Mă zic, eu nu te-am făcut, eu n-am cum să te fac. Eu nu fac pe nimeni. Singurul, ascultați-mă, fiecare alege cum să fie. La Iuda a fost o alegere, fraților, știți? Că m-a contrazis cineva și a zis, băi, cum poți să spui așa ceva? Că putea oricine să-l vândă pe Iisus. Putea oricine să-l vândă pe Iisus. Drept sau nu? O ales unul să-l vândă. Și acum vreau să înțelegeți, fraților, și mă duc repede, că dintre toți oamenii ăștia pe care i-am prezentat, există o persoană aici, în afară de Iisus, care e interesată în cu totul altceva. Și vreau să vă spun următorul punct. Dacă nu ești gata să renunți la ce ai mai scump, nu ai rezolvat nimic. Ascultați-mă, Iisus în centrul lor, mai mari preoților să chinuie cu vicleșug să-l prindă, ucenicii erau și acolo, Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosu, ucenicii și acolo, și dintr-o dată vine cineva în imagine care nu se uită la ea, ci se uită la Hristos. Care nu se uită la câștigul ei, ci la câștigul împărăției. Care nu se uită la cum va fi judecată, ci cum va privi Hristos înspre ea. Și cuvântul Domnului este chiar, ascultați-mă, o să fac acum o mențiune, la prima vedere pentru noi, ciudat. Nu credeți că ar trebui să-i se spună numele? Nu credeți că ar trebui să-i se spună numele? Că noi asta vrem. Noi când facem ceva, să ne cunoască toți. Băi, ăla cu Tărescu. Și cuvântul lui Dumnezeu zice, s-a apropiat de el o femeie. Cum o chema? Știe cineva să-mi spună? Nu știu. Cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, versetul 7, și pe când stătea el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui Iisus. Am la prima vedere, fraților, gândiți-vă, vreau să vă dau acum, un exemplu. Imaginați-vă că în mijlocul nostru intră acum unul de pe stradă, îi vai și amar de el, n-are haine, miroase alcool, miroase tutun, și unul dintre noi se ridică, nu vorbește cu nevasta, nu-i spune nimic, se duce până la bancă, are 6.000 de dolari toți banii în bancă și vine înapoi și de față cu toți, vine și bagă în buzunarul omul ăla și spune, Dumnezeu mi-a vorbit să fac treaba asta pentru tine, nu mai am niciun ban, dar Domnul mi-a spus să fac treaba asta pentru tine. Cam cum l-ați considera? Primul lucru, cred că dacă mai ajunge până acasă, ajunge și fără păr în cap. Cum, mă, noi am avut 6.000 de dolari, mă, și tu te-ai dus și ai luat tot și ai dat la ăsta? Păi tu nu vezi cum arată? Tu nu vezi cum? Da, dar mi-a spus Dumnezeu să fac lucrul ăsta. Și acum ascultați-mă. Problema este în felul următor. Am zis-o și o repet încă o dată. Dacă nu ești pregătit să renunți la ce ai mai scump, nu ai rezolvat absolut nimic. Și o să vă spun din ce cauză. Hristos a părăsit cerul ca să vină pentru mine o furnică. Și să-și dea viața pentru mine. O renunțat la tot ce a avut mai scump. La gloria Tatălui, la gloria Lui, la cântece, la adorări.
Și au venit și au zis, băi, îl iubesc pe Ovidiu Teodorescu, pe nenorocitul ăsta, care atâția ani de zile a mers cum nu trebuie. Dar știu că într-o zi se va pocăi. Și că într-o zi va sluji mie și vreau să mă duc să-l caut. Și cum o căuta pe mine, v-o căuta și pe voi. Și au venit și au dat ce au avut mai scump. Știți ce au avut mai scump? Viața lui. V-ați dat viața pentru ceva? Nu. Deci cuvântul lui Dumnezeu, că dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu și urâm pe fratele nostru, suntem niște mincinoși, adevărul lui Hristos nu este în noi. Și vă mai spun încă un lucru ce scrie. Dacă unul nu este gata să-și dea viața pentru prietenul lui, sunteți gata? Pe mine m-a supărat odată cineva, fac mențiunea asta, rău de tot. Au făcut niște lucruri foarte ciudate. Și eu cu lacrimi în ochi i-am spus, te iubesc. I-am spus, de față cu mai mulți oameni, te iubesc, cu toate că ai făcut lucrurile alea. Și a zis, dacă la noapte, la ora 12 noaptea, mă sună cineva și îmi spune că tu ești în insuficiență renală în spital și rinichiul meu se potrivește, eu ți-l dau. Soția a zis, băi, cum ai putut să spui așa ceva? Voi? Am zis, am spus și numai că am spus, ascultați-mă, am vorbit din inimă. Pentru că nu este un lucru mai mare decât pentru un om să-și dea viața pentru fratele lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a dat viața pentru noi. Știți care a fost agenda lui? Să mântuiască ce era pierdut! Și de multe ori, fraților, agenda noastră este să pierdem tot ce a câștigat Hristos. Asta e agenda noastră. Și acum ascultați. Vă spuneam de mai mulți oameni cu diferite agende. Femeia au venit și au dat ce au avut. Și acum fiți atenți la versetele 8 și 9. Ucenicilor le-a făcut o mare bucurie ceea ce a făcut femeia. Așa scrie. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis. Două lucruri. Fraților, și bucuria și necazul te face să vorbești, știți? Bucuria te face să vorbești lucrările lui Dumnezeu. Și necazul, dar aici necaz reprezentat de ciudă, te face să spui lucruri necugetate și care mai în urmă au repercursiuni. Și au zis ce spun. Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Am o întrebare pentru voi. Credeți că așa de tare s-au pocăit ei? A? Ce ziceți? Atâta de tare au fost ei de pocăiți că au zis, băi, o oportunitate enormă să facem ceva pentru Domnul cu banii lui altcineva. Că ascultați-mă, noi ne-am specializat în spenduirea, în cheltuirea banilor altora să-l scoatem pe Domnul relief. Femeia, ascultați-mă, femeia nu o da din altă parte, o da ce o avut. Și ăștia s-au necăjit că nu au putut să beneficieze pentru un alt scop. De câte ori ați auzit, fraților, și acum iar o să mă aud că vorbesc adevărul, dar nu mă interesează că spun adevărul. Dați, fraților, că trebuie să facem lucrarea aia. Ați auzit de treburi din asta? Dar ați auzit că la urmă nu s-a făcut lucrarea aia cu banii de care vi s-a spus. Ați auzit? Și-a fost adevărat? Da. Cum v-ați simțit? Că e ușor, nu? Să zici, bă, dați, că facem noi. Femeia, fraților, nu a cerut. Femeia a dat tot ce a avut. Știți care e morala, dacă poți să spun? Dă-i Domnului direct tot ce ai tu. Ca să vezi că Dumnezeu te va răsplăti. Și acum ascultați ce spune Hristos. Când a auzit versetul 10, Iisus le-a zis, băi, ce bine știți să apărați interesele mele, mă. Băi, ce bine știți să apărați interesele săracilor. Băi, ce bine știți să chivernisiți. Așa le-a zis. Auziți. De ce faceți supărare femeii? Ascultați-mă, vreau să vă întreb ceva. Care a fost interesul femeii? Care a fost agenda femeii? Să dea lui Iisus ce are ea mai bun. Care a fost agenda lui Hristos? Care a fost? Să accepte, dar în același timp să arate și să spună cel care mă iubește cu adevărat va face voia mea? Că zice Hristos că vor veni într-o zi unii și vor zice, Doamne, n-am făcut noi. Și zice, atunci le voi spune curat. Plecați de la mine că nu vă cunosc, că ați lucrat fără de legea. Dar zice că vor veni unii și vor spune, Doamne, dar când am făcut noi toate lucrurile astea pentru tine?
Și Hristos le va spune, atunci când ați făcut un lucru neînsemnat pentru unul dintre cei micuți, un micuț ăsta de-a meu, mie mi le-ați făcut. Care mai răsplătit? Agenda cui e bună și ca cui e rea? Și acum ascultați ce spune Hristos. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Am vreau să vă traduc puțin treaba asta. Pe cei neascultători o să-i avem tot timpul. Dar pe cei ascultători foarte puțin. Că nu prea mulți care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și acum el clarifică niște lucruri și zice, dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Ascultați, singurul care cunoaște adevărul care se ascunde în spatele a ceea ce faci, este Iisus. Ați auzit ce am zis? Singurul care cunoaște adevărul, care se ascunde în spatele lucrării pe care o faci, este doar Iisus Hristos. Și el va ști întotdeauna cu ce interes ai făcut ceea ce ai făcut. Cu ce agenda ai făcut ceea ce ai făcut. Eu pot să vin și să dau 200.000 de dolari și să mă arăt că sunt rotund. Și eu vreau doar să-mi cumpăr, să fiu bine văzut de oameni. Dar eu pot să vin să dau 20 sau 200 în numele lui Iisus Hristos și Dumnezeu să zică, o dat tot ce a avut, o dat cu dăruire, o dat cu compasiune, o dat din inimă și apreciez mai mult decât aia 200.000, știți? Acum ascultați-mă, pentru că Iisus traduce ceva și spune așa, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Am o întrebare încă o dată, care a fost numele ei? Și totuși e pomenit, așa-i? Vreau să te întreb ceva. Vrei să continui cu agenda ta și să cunoască oamenii numele tău sau vrei să continui cu agenda lui Hristos? Și să nu cunoască oamenii numele tău, dar să-L cunoască pe al lui Iisus? Yes. Cel pe care L-ai reprezentat și numele cui ai făcut lucrarea? Că ascultați-mă ce vă spun. Într-o zi o să se șteargă toate numele, știți? Și știți ce o să se scrie? Ascultător și neascultător. O să mă întrebați de unde știu. În cuvântul lui Dumnezeu este scris, este o carte întreagă care specifică și cu Tărescu s-a născut și a tăit atâția ani și a făcut ce a fost rău înaintea Domnului. Și altul spune și el a făcut ce a fost bine înaintea Domnului. Știți? Și Dumnezeu zice că va răsplăti fiecare faptă. E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, mă opresc repede. Pentru bani, interes și faimă, foarte mulți sunt gata să-L vândă pe Iisus, dar și pe cei care sunt cu El. Și o să mă întrebați de unde știu și o să vă citesc versetul 14. Atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții ce mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de arginți. Mă nu mă mai duc mai departe, că Hristos spune... Bate voi păstorul și oile vor fi? Am o întrebare. Lucrarea pe care a făcut-o Iuda împotriva lui Iisus, l-a afectat doar pe Iisus? Toți au fugit. Toți au fost abătuți. Toți au căzut în deznădejde. Că ascultă-mă ce spun. Când faci o lucrare pentru Iisus, toți vor fi binecuvântați care sunt împreună cu tine și cu Iisus. Dar când faci o lucrare împotriva lui Iisus, vei afecta întreaga comunitate cu care ai de-a face. Pentru că nu există să faci astfel de lucruri și să iasă bine. Și acum mă opresc spunându-vă ultimul lucru, al șaptelea lucru. Iisus nu te va încuraja să îl alegi după ce ai ales greșit. Ascultați. Iisus nu te va încuraja să îl alegi pe el după ce ai ales greșit. Și asta să spun din ce cauză. Pentru că tu deja ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu. Și tu ar trebui să ai mai multă minte și mai multă dragoste de Dumnezeu în inimă. Hai să vă traduc ce am spus mai înainte. Îl găsiți pe Domnul Iisus să se ducă la Iuda acum și să-i spună, băi Iuda, dar cum ai putut să faci așa ceva, mă? Păi mă, n-ai vorbit tu că ai găsit un izvor curat, mă.
Mă, n-ai vorbit tu, mă, că odată ce găsești, tu ești în locul respectiv, tu te-ai dus, tu ai găsit și dai orice. N-ai spus tu treaba asta. Mă, n-ai spus tu, te-am forțat eu, mă, Iuda, să fii împreună cu mine. Nu te-am forțat. Și totuși, la urmă, ai ales să faci lucrurile total diferit. Și acum urmează următorul point. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Ascultă-mă. Nu numai că te-ai înțeles să-l vinzi, dar acum cauți prilejul potrivit să faci și mai mult rău. Să dai în vileag anumite lucruri care tu nu trebuie să le dai în vileag. Și acum mă opresc spunându-vă doar atât. Bunătatea lui Dumnezeu nu s-a terminat. Minunile lui nu s-au terminat. Adevărul lui stă în picioare. Dragostea lui este la fel pentru tine. Știți? O să mă întrebați, bun, ce e de făcut? Și am să vă spun ce e de făcut. Toată agenda ta murdară, arunc-o la gunoi. Și vină și ia cuvântul lui Dumnezeu și fă ce-a făcut Hristos. Știți ce-a făcut Hristos? De dimineața și până seara, o umblat pe toate colinele și peste tot să vorbească adevărurile lui Dumnezeu. O mâncat pe unde o putut, o dormit pe unde o putut, nu a avut pat să-și culce capul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și toate astea le-au făcut, ascultați-mă acum, din două motive. Din dragoste pentru Tatăl și din dragoste pentru tine și pentru mine, știți? Și-au venit și ne-a căutat El pe noi, pentru că agenda Lui, numărul 1, a fost să facă voia Celui ce L-a trimis. Eu am o întrebare pentru voi. Când vă uitați la unii care fac tot felul de lucruri așa cum le fac, puteți să spuneți că e agenda Lui Dumnezeu pentru viața lor? Puteți? Pentru ei, numărul 1, agenda Lui Dumnezeu. Nu, nici vorbă. Și mă opresc spunându-vă, m-a sunat un frate tot de la Texas. După ce m-a sunat primul să mă iei la rost, m-a sunat un alt. Și am zis, ai știut că vreau să te sun? I-am zis la fratele. A zis, nu, dar așa am avut pe inimă să te sun. Și i-a spus ce s-a întâmplat. I-am spus de bătaia care am luat-o la telefon și ce mi s-a spus. Și știți ce mi-a zis? Ascultați-mă acum. A zis, măi, vreau să spun un lucru. Mă uit la tine și la Donald Trump. Invers o zis-o. Mă uit la Donald Trump și la tine și mă tot întreb, câtă bătaie mai puteți să luați? Zice, măi, eu n-am fost construit pentru așa ceva. Zice, eu nu pot. Eu nu pot să iau atâta bătaie. Dar eu mă uit la el, la Donald Trump și la tine. Bă, voi doi, atâta bătaie. Bă, dar nu vă lăsați, mă. Acum ascultați-mă ce vă spun. Satana a vrut ca Domnul Iisus să n-ajungă nici măcar la cruce. Că numai după ce și-a dat sângele pentru noi, și-a adus planul lui Dumnezeu la îndeplinire de salvare. Că sângele lui ne curățește de orice păcat și în rănile lui suntem tămăduiți. Ce ziceți? O știut Satana că e scris în cuvântul lui Dumnezeu lucrurile astea? O știut. Mă mai întreb încă ceva. Putea Iisus Hristos să schimbe agenda? Putea? Da. A fost în trup. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. O zis, da. Nu? Trupul ăsta e așa cum e. Dar mi-a plăcut partea a doua. Totuși, voia ta să se facă, Tată. În dimineața asta am o întrebare pentru dumneata, pentru mine și pentru cei care au ales greșit. Vrei ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața ta? Pentru că dacă vrei, trebuie să te duci acasă și tot ce ai spus că faci în afara cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să rup paginile de afară și apoi să iei cuvântul lui Dumnezeu și să scrii absolut tot ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum o să mă întrebați și o să-mi spuneți, dar ce e de făcut? Ascultați. Domnul Iisus în versetul 18, pe care nu l-am citit, a zis așa. El le-a răspuns, duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i. Învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Haideți să vă traduc. Duceți-vă și spuneți-le oamenilor din jurul vostru, din cetate,
Iisus Hristos zice, vremea lui de a se întoarce cu judecată sau răsplată. Așa să spuneți, cu judecată sau răsplată. Este aproape. Și el vrea să facă paștile cu ucenicii lui. Eu am să vă întreb acum pe voi, care au fost ucenicii și care nu au fost ucenici? Vă rog să spuneți. Toți cei care au ales agenda lui au fost ucenicii lui. Vă aduceți aminte că la un moment dat a venit cineva și a spus, mama ta, uite, învățătorule, mama ta și frații tăi. Și Iisus Hristos a spus, mama mea și frații mei sunt cei care fac voia celui care m-a trimis. În alte cuvinte, ucenicii mei, cei pe care i-am scris în agenda mea, sunt cei care mă ascultă 100%. În dimineața asta am o întrebare pentru voi. Câți dintre voi doriți să aveți agenda lui Hristos? Am o întrebare acum și mai mult. Câți dintre voi o aveți? Că dorim, nu? E alta să dorești, una să dorești și alta să o ai. Și al treilea lucru cu care mă opresc. Puneți-o în aplicare. Când agenda lui Hristos scrie viață pentru toți cei care cred. Și o sândă pentru toți cei care se împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu. Și acum ascultați-mă, Dumnezeu a vorbit la fratele Cornel și a spus în felul următor, l-am adus aproape, dar tu trebuie să-i spui adevărul în timpul care ți l-am mai dat la dispoziție, chiar dacă nu-i place. Știți de ce nu le place la mulți de mine, știți? Două motive. Că nu mai sunt cum am fost, că am fost rău. Și nepocăit și mincinos și vai și amar de capul meu și m-am pocăit. Și acum spun adevărul, a doua problemă. Și când spun adevărul, știți ce se întâmplă cu adevărul care rostesc eu? E adevărul lui Hristos care contrazice minciunile lor. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim niște oameni al lui Dumnezeu care rostim adevărul, îl apărăm și ne ducem cu el până la capătul pământului. Pentru că ascultați-mă, nu există un alt nume dat oamenilor sub soare spre mântuire decât numele lui Iisus Hristos. Și dacă nu le spuneți oamenilor că trebuie să se pocăiască, adevărul lui Hristos nu este în voi. Dar în momentul în care voi spuneți, măi, mă tai, mă spânzuri, mă împuști, pe mine nu mă interesează. Hristos trăiește în mine și dacă El trăiește, eu sunt viu pentru El și tu poți să omori trupul ăsta, dar nu o să poți să mă omori niciodată ce am în interior. Căci Iisus Hristos este viu și trăiește. Și știți unde trăiește? În inima celui care este viu împreună cu El. Eu în dimineața aceasta aleg să fiu viu împreună cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune și rugăciunea aceasta aș vrea să venim înaintea Lui și să-i spunem, Doamne Dumnezeule, am auzit, am văzut multe, am experimentat multe, am înțeles că există agende diferite, am înțeles că există o singură agenda Ta. Aș vrea ca în dimineața aceasta, pentru că Tu m-ai scris în agenda Ta și în dreptul meu este scris Fiul de Dumnezeu, lucrător împreună cu Domnul, templul Duhului Sfânt. Am să scriu și eu în agenda mea. Cu Domnul, prin Domnul, de la Domnul și pentru Domnul, în dreptul fiecare acțiuni a vieții mele. Yes. Și aleg să te reprezint începând din dimineața aceasta așa cum cere cuvântul Tău. Agenda Ta este agenda mea, cuvintele Tale, cuvintele mele. Cărarea Ta, cărarea mea. Atitudinea Ta, atitudinea mea. În numele Lui Iisus Hristos, aleg să sufăr pentru Tine. Dar nu aleg să sufăr veșnicia în întunecime și în prezența diavolului. Pentru că am ales agenda Ta, Doamne, și vreau să fac voia Ta. Dă-mi, te rog, putere, întărește robul Tău, ridică-l, spală-l, curățește-l, umple-l. În numele Lui Iisus Hristos, te rog, pentru că vreau să fac voia Ta. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.